Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Botoșani îl urmăreau de ceva timp pe un bărbat pe care îl bănuiau că face trafic de droguri de risc. Zilele trecute ei l-au oprit în trafic și au constatat că era sub influența substanțelor psihoactive. Prin urmare, i-au percheziționat locuința unde au găsit 25 de grame de cannabis, două grindere, un cântar de precizie, precum și alte mijloace de probă. Cercetările au indicat faptul că, de la începutul acestei luni, bărbatul a procurat din Italia peste un kilogram de cannabis, pe care l-a introdus dus în țară prin intermediul unei firme de coletărie. Pe 26 august, procurorii Dicot-Botoșani au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. A fost sesizat și judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Botoșani cu propunere de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Acuzațiile sunt trafic de droguri de risc, deținere de droguri de risc fără drept, în vederea consumului propriu, introducerea sau scoaterea din țară, precum și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.